Învățământul între PIB și realitate este tema emisiunii Proiect România de sâmbătă 9 noiembrie. Protestele dascălilor, investițiile și proiectele care trebuie urgent debarate, majorarea salariilor pentru profesorii debutanți sunt doar câteva dintre problemele dezbătute în platoul emisiunii. Am discutat despre cultură, despre economie, despre științe, despre arte, despre învățământ de câteva ori, dar și astăzi discutăm pentru că și despre sănătate săptămâna trecută, știți foarte bine, aceste două mari ramuri, să le spun așa, de fiecare dată punctez că ar trebui să fie obiective strategice ale României, atât învățământul cât și sănătatea. De această dată încercăm să discutăm despre învățământ din multe puncte de vedere, învățământul preuniversitar cu precădere, învățământul preuniversitar între PIB și realitate. Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar Clujan, Valentin Cuibus, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Cluj și Vakar Istvan, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, sunt invitații emisiunii Proiect România. Atâta timp cât noi o să dăm un salar unui debutant de 827 de lei, atâta timp nu o să putem face o selecție a personalului didactic așa cum am dori. Pentru că e normal, persoanele care își găsesc un alt job mult mai bine plătit vor merge în direcția asta. Nu o să ne vină nici șef de promoție, nu o să ne vină nici cei mai buni, decât în puține situații. Și rămân cei care sunt care nu găsesc, adică, din păcate, adică altă soluție. Cu acești 827. Nu sunt mulțumiți, nu au o altă soluție. Deci undeva probabil un procent de 15-20% sunt profesori tineri care provin din familii de profesori, e vorba de o tradiție de familie, este vorba de dorința lor de a preda, pentru că sunt oameni care chiar își doresc acest lucru și o fac din pasiune, pentru că 827 de lei nu poți să spui că o face pentru bani. Face, în primul rând, din pasiune, dar sunt și foarte mulți care, din păcate, nu găsesc o altă soluție și atunci învățământul este un refugiu, ceea ce nu e bine deloc. Este inadmisibil ca și prin această politică generală pe care o avem de salarizare, acei tineri debutanți să iei 800 de lei sau 800 și ceva de lei ca salariu debutant și după aceea pe cealaltă parte să ne mirăm oare de ce există în continuare această hemoragie de capete luminate sau de ce există această pierdere a României din, în ceea ce privește tinerii care pleacă, fiindcă nu au, exact cum spunea domnul inspector general, nu au altă șansă. Speranța mare ultima și credem că și pentru aceea ne, și luptăm noi care încă mai avem acel suflu pentru acest sector numit educația. Credem că într-adevăr ar trebui să îi se dea, cum am spus și mai înainte, importanța cuvenită, dar pentru asta într-adevăr trebuie să investească. Și dacă investim și încercăm cât de cât și această discuție să aibă și roadele cuvenite, adică să se vadă ceva, într-adevăr, că s-a făcut de către noi aici. Deci nu trebuie să așteptăm tot timpul de la București. Emisiunea Proiect România o puteți urmări sâmbătă, 9 noiembrie, la ora 15, la TVR Cluj.